Reacții pe bandă rulantă după începerea procedurii de revocare a Procurorului General al României. După procedura împotriva șefei Direcției Naționale Anticorupție de acum câteva luni, procedura împotriva Procurorului General generează preocupări. Comisia va aborda situația generală din România în următorul raport MCV. În 13 noiembrie au transmis reprezentanții Comisiei Europene și fostul ministru al Justiției, Raluca Prună, cea care l-a propus în 2016 pe Procurorul General, sare la gât lui Tudorel Toader, Raluca Prună, a scris un mesaj tranșant pe Facebook în care enumără toate prevederile legale, despre care spune că au fost respectate la numirea în funcție a lui Augustin Lazar. La momentul formulării propunerii, procurorul Augustin Lazar îndeplinea toate criteriile formale. Vechime de 10 ani, calificativul foarte bine la ultima evaluare profesională, absența vreunei sancționări disciplinare în ultimii 3 ani, potrivit legii 303 per 2004. Aceste criterii formale au fost reverificate de Consiliul Superior al Magistraturii. Avizul a fost dat cu unanimitate. Înaintarea propunerii, în vederea numirii de către președintele României, a cuprins toate elementele cerute de lege. A scris Raluca Prună, fost ministru al justiției. Augustin Lazar are susținători și în rândul celor care împart dreptatea. Două asociații de magistrați au reacționat și cer lui Tudor el Toader să renunțe la procedura de revocare. O astfel de procedură care ocolește practic garantul independenței justiției, respectiv Consiliul Superior al Magistraturii, al cărui rol este unul pur decorativ și care ne socotește dreptul la apărare al procurorului supus revocării, a fost profund criticată de Comisia de la Veneția, Greco și Comisia Europeană și pune în pericol parcursul României în Uniunea Europeană și în Consiliul Europei și însăși existența democratică a statului român, nemai vorbind de semnalul negativ și descurajant transmis unei părți importante a corpului magistraților, au transmis Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Mișcarea pentru apărarea statutului procurorilor. Fostul șef al curții constituționale, Augustin Zegran, propune o soluție care să îl scoată pe Augustin Lazer din chingile revocării. Fostul președinte CCR afirmă că procurorul general poate cere în justiție anularea deciziei, chiar dacă în lege nu se specifică clar acest lucru. Tudorel Toader a declanșat ieri procedura de revocare din funcția procurorului General. Ministrul Justiției a enumerat 20 de capete de acuzare la adresa lui Lazer, printre care și semnarea unui protocol secret cu SRI în 2016, dar și ascunderea adevărului despre acest protocol, mandatul lui Augustin Lazar ar trebui să se încheie în aprilie 2019.